On November 20th, UNICEF and Chamber of Deputies co-hosted a Child Rights Awareness and Fundraising Gala. This gala was attended by parliamentarians, ministers and deputy ministers, young people, the media and the corporate sector, along with all UNICEF Romania ambassadors. The gala is a unique event in Romania, which receives wide media coverage and brings together high-level decision makers. The event was honored by the participation of Maxim Vengerov, UNICEF Goodwill Ambassador. The gala raised about $100,000. UNICEF România și Camera Deputaților vă spun bun venit în această seară. Celebrăm Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Now today is a special day for Malala and for all the children in the world. This is the 25th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child. If you give a chance to children, children will change the world, like Malala is doing. And we are here tonight to give a better chance to Romanian children. Este un privilegiu pentru Camera Deputaților să organizeze pentru al doilea an consecutiv această gală. Și aș vrea să le mulțumim pentru suport partenerilor noștri de la UNICEF. Doresc să mulțumesc foarte mult echipei UNICEF, condusă de doamna Blanche. Avem drepturi speciale pentru copii, dincolo de ideea de drepturile omului. UNICEF România dorește să tragă un semnal de alarmă, căci violența verbală rănește, pur și simplu. I am very proud to be here today supporting UNICEF Romania at this very wonderful and important event. I was a very fortunate example of growing up in my cold country, Siberia, growing up in a wonderful family of musicians. And my mother, because she wanted me so much to continue the dynasty of musicians of her family, she wanted me to play. But I refused, so she started crying. And I came to her, I remember that, and said, "Mommy, don't cry, I will play." Gheorghe Hagi nu rezistă decât 90 de minute. S-ar putea să mai reziste și prelungiri. 3.000 de două ori, 3.000 de trei ori. Felicitări, Gheorghe! Stai așa un pic. Deci am trăit momente incredibile 94. Eu cred în generația de aur. Gheorghe Hagi a marcat și scrie gol! Bine!